suspinul de sete potolit când voi cădea în somnul cel fără de sfârșit. Frumos! Felicitări, domnule profesor! Cuiile de mare luci dă-mi tira pe vântul sună de cătărață davantea confortii sorientul. E o provocare după astfel de momente deosebite artistice și după discursurile deosebite elevate ale oamenilor de litere. Albumul de anul acesta se numește 100 de ani la Malul Mării cu artiști dobrogeni pentru a celebra centenarul, dar și 140 de ani de la lipirea Dobrogei. Ce ne veți urma, ce veți continua ceea ce am început. Așterneți peste veacuri povestea voastră. Povestea începe la 2000 de ani de la moartea poetului Ovidius în anul 2017, moment în care ne-am clădit identitatea ca oraș. Spun a clădit, întrucât de-a lungul anilor, Ovidiu a reprezentat doar numele orașului nostru. O denumire însă ce părea fără istorie, fără amintiri. Lăsăm eternității cartea și filmul Ovidiu 100, ce reconstituie 100 de ani din evoluția noastră ca și comunitate în an centenar. Probabil că îl vor citi. Mulțumesc! Din primăvară gândim acest proiect. Au fost discuții interesante cu sculptorul. Ne-au luat vreo 2-3 luni până când am ajuns la o variantă finală. N-a fost deloc o muncă ușoară pentru artist. Din aproape în aproape, așa cum spunea el, am încercat să nu cenzurăm și nici n-am făcut-o. Până la urmă este un act artistic. Este adevărat, există, cum spuneam, două statui în lume făcute de același artist, Ettore Ferrari. Noi ne-am dorit să gândim mai degrabă o operă ovidiană, pentru că este vorba despre opera poetului latin Publius Ovidius Naso, un ansamblu statuar format din trei piese, înălțimea totală a ansamblului 7,30 m, sub un ax, îl numește poetul axul lumii, axis mundi, în formă de spirală. Până la urmă, trebuie să spunem că ne-am dorit să creăm un element de identitate locală, poate și un kilometru zero, un centru civic al localității și cu siguranță am și reușit în an ovidian. Trebuie să o spunem și nu e deloc întâmplător și ne bucurăm că s-au aliniat toate planetele astăzi, pentru că iată că vorbim de 2000 de ani de la moartea poetului, dar în același timp vorbim și de centenarul Marii Unirii și am transmis un mesaj pentru generația de peste 100 de ani acolo în piatră. Și la fel nu trebuie să uităm că vorbim astăzi și de 140 de ani de la lipirea Dobrogei. Astăzi, Ovidiu, să știți că începând de astăzi este mai prezent printre noi, dacă pot să spun așa, până la urmă este prezent prin opera lui, este prezent prin acest ansamblu statuar, este prezent prin insula pe care a creat, insula lui Ovidiu, cum se numea, și mai ales prin lacul lui Ovidiu. V-ați jucat vremea festei astăzi? Ați avut necazuri pe ea? Vremea cred că a fost așa cum a fost tot proiectul până acum. A fost greu, dar s-a lăsat dezvelit și suntem cu toții fericiți acum. A fost un drum lung? Cât a durat? De când ați luat blocul de marmură până când îl vedeți gata așa? Blocurile au fost din piatră, dar da, piatră și a durat aproximativ 6 luni. Nu știu, realizarea lucrărilor într-un timp extrem de scurt. Și
nu aveam voie să greșesc, practic. Da, mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumesc, și să rămâne mamă și iubitei.